Un romașcan susține că recent concubina l-a părăsit și pe el și pe cei doi copii pe care îi iau împreună, ca mai apoi să fugă în altă țară alături de noul ei iubit, cunoscut pe Facebook. Acum bărbatul o roagă pe fosta lui iubită să se întoarcă acasă, acolo unde îi sunt copiii. Concubina mea pe data de 14 mai seara la ora 10 a plecat să-și cumpere niște covriș și s-a făcut nevăzută, n-am mai știut de ea, am anunțat poliția, au găsit-o după 3 zile pe aeroport la Iași, s-a îndreptat către Anglia, doar atâta știu și nu mi-a dat nici un semn de viață, nu vrea să știe de copii și copiii ăștia suferă după ea, nu vor să mănânce. Câți copii aveți cu ea? Doi copii am și avem 7 ani împreună. Poftim? Cel mai mare are 5 ani jumate și celălalt are 3 ani jumate. Deci v-a lăsat singur cu doi copii de 5 jumate și respectiv 3 ani și jumătate. Da, 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 și a plecat și n-a interesat-o copiii și nu vrea să... Păi s-a îndrăgostit de acel bărbat pe Facebook, a mai fost odată fugită la el, s-a întors înapoi acasă, a stat 3 luni, după care a fugit iar fără să știu, fără să dea de bănuit, fără să ne certăm, fără nimic. Deci spuneți că nu ați agresat-o nici într-un fel? Nici într-un fel, am martor tot blocul care poate să vă confirme că nici într-un fel n-am agresat-o, n-am bătut-o, nu ne-am certat, nu nimic, nici nu mi-am dat seama, de asta am dat-o dispărută că nu știam ce s-a întâmplat cu ea. Bărbatul afirmă că este dispus să o ierte pe iubita infidelă și să o primească din nou acasă, în apartamentul lor de pe strada Anton Pan. Să întoarcă înapoi la copii, pentru că nu i-am făcut nimic și n-avea niciun motiv să plece să-și abandoneze copiii, sau dacă nu, să facem într-un fel să ne înțelegem cu copiii. Cum facem adică cu copiii? Și responsabilitatea pentru ei. Pentru ei, pentru că ei sunt mici. Alimentare. Da, pentru că ei sunt mici, sunt amărâți, sunt bolnavi, suferă după ea, nu pot să stea fără ea. Copiii știți că trebuie să aibă și tată, da, și mamă și tată, îi plâng seara, fac febră, nu vor să mănânce. Sunt disperați, ei suferă mai mult ca mine suferă copiii ăștia. Eu o primesc oricând pentru că este mama copiilor mei și acești copii au nevoie și de mamă și de tată. Eu iert pentru ce a făcut, nu contează, să întoarcă înapoi la copii. De când site-urile de socializare au pus stăpânire pe modul de viață al multora, numărul cazurilor de abandon familial este în permanentă creștere. De cele mai multe ori, persoanele care fug de acasă pleacă în căutarea iubirii, cunoscute inițial în mediul virtual.